Problema deșeurilor aruncate la întâmplare în zona capitalei pare scăpată de sub control. Resturile din construcții, dar și gunoiul menajer, poluează suprafețe mari de teren și cursuri de apă. Inspectorul Pro a descoperit pe râul Ciorogârla tone de plastic aruncate ilegal pentru că angajații de la Garda de Mediu Apele Române și Primăria Măgurele nu au tratat cu responsabilitate acest caz. La doar 10 km de capitală, pe râul Ciorogârla, tone de deșeuri din plastic plutesc pe apă. Această mare de peturi a stat acolo luni de zile fără ca nimeni să intervină. Nici Primăria din Măgurele și nici Apele Române nu au mișcat un deget să curețe râul până când inspectorul Pro nu s-a interesat de caz. Problema este că deșeurile care se adună pe toate râurile din România ajung în Dunăre și în cele din urmă în Delta. Trăim în 2021 și stăm cu gunoaiele la nas și nimeni nu vrea să facă nimic. Aici, în desișul acesta e plin de peturi care au urcat pe mal cât a fost apa mare. Nu doar plastic se adună pe aici, ci și alte tipuri de deșeuri din locuințe, cum ar fi aparatură electrocasnică. Acest localnic a chemat autoritățile încă de acum 2 luni să vină și să adune gunoiul de pe râu. A trimis în zadar e-mail-uri către Garda de Mediu Ilfov, dar și către Apele Române. Răspunsurile au venit abia după ce echipa Inspectorul Pro a filmat dezastrul. Garda de Mediu ar fi trebuit să constate poluarea și să oblige autoritățile locale să igienizeze locul, iar Apele Române ar fi trebuit să înlăture orice obstacol care ar putea îngreuna cursul râului și ar produce inundații atunci când au loc viituri. Nu avem niciun răspuns nici din partea Gărzii de Mediu, nici din partea Apelor Române. Am avut la un moment dat inițiativă să intru în apă să tai copacul, doar că mi-a fost frică că în momentul în care pleacă tot, pleacă cu tot cu mine, pe râu. Echipa Inspectorul Pro i-a chemat la fața locului pe comisarii Gărzii Naționale de Mediu. Zici că e junglă ce e aici. Peste tot sunt numai bidoane de-astea. Da, impresionant ce vedem aici. Multe sticle din plastic se deteriorează, se fărămițează, se transformă în particule mult mai mici. Nu mai pot fi extrase din apă și se duc Delta, Marea Neagră. E, particulele alea le găsim pe urmă în tot ce înseamnă mâncare, pești. Localnicii au sesizat, dar nu i-a băgat nimeni în seamă. Da, e domnul Emil Grigore, comisarul șef de la Ilfov. Deci recunoașteți că și colegii dumneavoastră au poate de vin? Categoric, categoric. O să facem o cercetare disciplinară să vedem de ce avem astfel de evenimente. Florin Emil Grigore este șeful Gărzii de Mediu Ilfov de mai bine de un deceniu. S-a scuzat printr-un răspuns scris că din cauza buruienilor crescute pe marginea râului, echipa lui de control nu a văzut deșeurile de pe apă. I-am chemat la fața locului și pe reprezentanții Apelor Române. Aceștia nici măcar nu au realizat gravitatea situației. Cât de periculoasă vedeți dumneavoastră că e situația asta la nivel de poluare? Pe ce ați văzut acolo? Nu e o poluare. Peturile nu sunt o poluare. Plasticul. Plastic. E plastic. Nu ce dizel vânăr. Ajung în Delta. Ușor, ușor, așa? În toată țara e acelea situație, nu numai la Măgurele. Asta însă e chestia de civilizație și de sistem organizațional de strângerea deșelor. Eu nu consider vina pe române. Nu le-a adus apă în România niciun caz, pentru că aceste deșeuri nu cresc în apă. Bun, dar nu trebuie să le luați? Da, o să le luăm, că nu pleacă pe tine de acolo. Dar eu, de exemplu, acum am fost anunțat, nu știu de 2 luni sau de 3 luni. Păi noi v-am anunțat, a trebuit să fiți bucuros că vă ajutăm. Eu am fost trimis ca să vă spun 2 cuvinte. Primăria din Măgurele are o mare parte din vină. Avea obligația să constate ce a sesizat inspectorul Pro, să anunțe Apele Române, să ridice deșeurile de acolo și apoi să le ducă la o stație de sortare. Până nu i-am luat la întrebări, reprezentanții autorităților locale nu au făcut nimic din toate acestea, după cum recunoaște chiar și viceprimarul Marius Mihai. Astăzi dimineața am aflat că cei de la Garda Națională de Mediu sunt chiar la mine, au venit dimineață. Sunt dincolo, fac niște acte, mi-au luat niște măsuri. Da, e de mai bine de 2 luni. Da, o să luăm măsurile necesare să deblocăm cursul apei. Într-adevăr, la câteva zile după filmarea noastră, primăria a deblocat cursul râului cu ajutorul celor de la Apele Române. Și nu este singurul caz în care autoritățile nu-și fac treaba. Spre exemplu, în numai o săptămână, Apele Române au colectat 2000 de tone de peturi de pe o suprafață de numai 20% din lungimea totală a râurilor. În lipsa unor reacții ferme din partea autorităților, organizațiile neguvernamentale par singurele care vin cu soluții moderne, ca în Finlanda sau Olanda. Barierele plutitoare sau dronele teleghidate de pe mal, care înghit bitoanele din plastic ce plutesc pe apă, sunt numai câteva dintre ele.
Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.